ședință extraordinară convocată de îndată, din 11 octombrie 2023, convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți aici în sală 12 consilieri și 7 prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să preia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la ședința de astăzi. Avem 3 puncte pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Eficientizarea energetică a clădirilor publice, Spital Oreșenesc Ioan Lasca, județul Bacău, oraș Comănești, strada Vasile Alexandru numărul 1 și a cheltuielor aferente actualizate. Este vorba de ultimele rectificări care se fac pentru încheierea acestui proiect. Total valoare a acestui proiect este de 39.946.451,74 de bănuți. De ăștia 74 de bănuți, nu știu de unde i-a scos, dar trebuie plătești așa. Ce mai apar și 74 de bani? Dacă dă cu virgulă. Că ridică fetele, dacă nu iese un bănuț, intrăm din nou în Consiliul Local. Din care eligibil pe fonduri europene, 17.823.023 de lei și 87 de bănuți. De la bugetul local a trebuit să finanțăm, să cofinanțăm acest proiect cu suma de 22.123.427,87 de bănuți. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că pe fonduri europene a fost finanțat doar lucrările de eficientizare energetică, care înseamnă izolație termică, uși, geamuri, izolație partea de sus a spitalului, izolație la subsol, sisteme de încălzire, sisteme de ventilație, sisteme de încălzirea apei, panouri fotovoltaice. Toate acestea au fost finanțate prin fonduri europene. În valoare de 178 de miliarde de lei vechi. Iar 221 de miliarde de lei vechi de la bugetul local. Din care 120 de miliarde am făcut credit bancar. Cu toții știți că s-a aprobat în Consiliul Local și am plătit. Suntem în derularea acestui credit. De ce a trebuit să facem lucrul ăsta? Pentru că nu exista niciun program de finanțare care să cuprindă reabilitarea spitalelor publice. Și atunci am intrat, odată ce intervii și schimb geamurile, schimb ușile, schimb ferestrele, schimb știu ce mai schimb pe acolo, umbli la tavane ca să pui sistem de ventilație, strângi toate tavane. A trebuit să umblăm la sistemul de iluminat, de sistem electric, care trebuie să punem câte 12-18 prize în fiecare salon, sistem de lichide, fluide, oxigen și toate celelalte. Este făcut la cele mai înalte standarde posibile care sunt la ora aceasta în România, cel puțin. Toți care vin acolo au spus că spitalul ca la Comănești n-a văzut nicăieri. Toate aceste cheltuieli, dacă le făceam și nu terminam, umbli la tavan și nu schimb după aceea, m-am rugat de constructor, domnul, lasă-mi măcar pereții. Domnul primar, trebuie să stricăm tot, că trebuie să schimbăm prizele. Vin atâtea prize, vin alea, vin alea, vin alea. Nu o să vă mai placă tavanul, dacă umblăm și punem tubulatura aia pe sus, peste tot, nu o să vă mai, nu merge cârpii, trebuie să fac. Zune, măcar lăsați partea seara, nu mai schimbăm. Domnule, când o să vedeți cum arată de frumos asta, nu o să mă mai placă nici partea. Și așa au îndreptat. Și acum, dacă dumneavoastră, cine a fost sau cine va merge în spital, veți constata toate aceste lucruri. Drept pentru care, efortul nostru a fost substanțial. A fost un efort deosebit.
Chiar cineva dintre consilierii de aici, din opoziție, care nu este de față, făcea socoteli. Eu n-am făcut aceste socoteli niciodată. Că 60% din bugetul local, pe anul trecut, nu știu când, s-au dus pe spital. Da, așa este. 60% din bugetul local s-au dus acolo. Ca să putem, ca să facem acest spital, în așa fel încât să corespundă din toate punctele de vedere, ca niciodată pe pământul ăsta, când mai ține luna, stelele și soarele, să nu mai vină vreodată cineva să spună că închide spitalul Comănești. Cum venea un ministru nou, cum spunea, trebuie să reducem numărul de patru. Care patru le reducem în județ? Comănești. Orice problemă apărea de spital, Comănești era pe listă să fie închis, să reducă paturile, să facă tot felul. Ori acum Comănești este dat exemplu tuturor cum arată spitalul și cum ar trebui să arate toate spitalele din județul Bacău și nu numai. Deci efortul nostru a fost substanțial, 60% din bugetul local l-am alocat spitalului. Deci, doamne, ce nu asfaltez străzile și la Lapo și la nu știu pe unde este strada Lapo, ca să ne înțelegem nou. Strada Lapo, strada, le-am asfaltat acum și strada Lapo. Și de ce nu asfaltez? Păi dacă 60% din bugetul local s-a dus numai la spital și noi mai avem atât de multe proiecte în derulare, unde necesită cofinanțări foarte mari, cum poți să te întinzi? Păi lăsăm spitalul început, nu-l terminăm? Lăsăm un alt proiect început, nu-l mai facem? Nu. Toate au un curs și o derulare pe care trebuie să o respectăm. Toate acestea au fost aprobate în Consiliul Local. Dacă nu erau aprobate în Consiliul Local, nu era nimeni învinuit că încearcă să denatureze realitatea, să-i dea altă tentă. Dar așa toate sunt aprobate în Consiliul Local. De asta încerc să vă spun că finanțarea aceasta din partea noastră de 221 de miliarde este foarte mare și foarte greu de susținut din bugetul local. Ținând cont că orașul Comănești este compus de 11.000 de alte probleme, structuri, școli, grădinițe și alte și alte și alte investiții. V-am zis, din 221 de miliarde, 120 de miliarde este împrumut de la trezoreria statului, ca să este cu împrumutul cu cea mai mică dobândă pe care o putem plăti noi. Dacă aveți întrebări, ca să lămurim treaba asta, că întotdeauna. Dacă nu aveți acum întrebări și dacă vă vin idei după aceea, vă rog să ne contactați, vă rugăm să ne spuneți. Dom'le, nu înțelegem lucrul ăsta. Mai vă spunem. Dar din astea 22 de milioane da. Eligibile, e posibil ca 13 să, conform ordonanței 114 sau asta, să ne... Nu? Să ne dea 15. Ordonanța 15 și... Să se returneze. Să returneze, nu? Dă doamne. Doamne ajută. Nu știu dacă ne-au returnat. Ne-au returnat ceva din aceștia? Nu încă, dar așa spuneau. La început, când au apărut ordonanțele 15 și ordonanța 64. Aici e altă discuție. Vedeți dumneavoastră cum se pune problema, că rectificarea de buget au amânat-o pe octombrie. Trebuia să fie în august rectificarea de buget și urmează să o facă de acum. E posibil să primim, posibil să nu primim. Dar asta, dacă primim, înseamnă că nouă ne mai rămân niște bani, pentru că avem alte proiecte în derulare. Și o să vedeți că avem acum școala și Cunean Porumbescu, unde trebuie să cofinanțăm de la bugetul local 36 de miliarde. Și dacă ne rămân de aici, venim frumos, ne încoace și avem cu ce completa. Da. O să vedem ce ne dă. Noi am făcut toate demersurile legale pentru decontarea tuturor cheltuielilor, atât pe ordonanța 64, cât și pe ordonanța 15. Ca să putem să decontăm ce sume ni s-ar cuveni ca
ca să fie deductibile și eligibile la fi a intra în acest program. Că ei dau o parte din bani, o cotă anume. 21% știam eu, nu? Cât era? Da, și au început să vedem ceea ce urmează. Da. În urmă așa a fost. Deci aceștia 23 de milioane și la fost principiu sunt și bani alocați prin alte hotărâri cu Consiliul Local. Da. Nu sunt doar pus astăzi. Ce au fost până acum așa? Ăștia sunt toți banii pe care am alocat la bugetul local. Din această sumă este posibil să ne deconteze. Ce au fost înainte? Asta da, da, da. Cotă parte. Da. Cât ne revine conform ordonanței 64. Okay. Dar nu toate sunt eligibile, pentru că sunt foarte multe din aceste investiții, nu sunt pe fonduri europene. Ele sunt pe fonduri locale. Adică noi am completat proiectul și cu reabilitare, modernizare, extindere, am făcut compartimentul de primire urgențe, am schimbat totul la blocul operator, am mai făcut o sală de operații în plus, am făcut multe, multe investiții suplimentare față de cele care au fost prevăzute în cadrul proiectului. Proiectul, v-am spus, este eficientizare energetică. Ori noi acum am scos proiectul de acolo, îl finalizăm, în momentul în care ne retragem din, această investiție, din această clădire, mai intră doar doctorul cu halat alb și asistență și cadre medicale. Nu mai avem treabă și noi, Doamne ferește, ca pacienți. În pijama. Să dea Dumnezeu să nu avem nevoie. Da. Problema este că noi am pus acești bani toți, 230 de miliarde, i-am plătit. Că ne va deconta, doamnă, da, spuneți, mai departe. Adică spuneți, doamnă, nu? Sunteți la punctul 2. Ați prezentat. Credeam că ce spuneți la tot. Mai bun. Al doilea proiect de hotărâre privind accesarea programului de sănătate 2023-2029. Cum? Deci, proiect de hotărâre privind accesarea programului de sănătate 2023-2029. Pentru că există șansa și posibilitatea ca să accesăm și noi pe acest program un proiect, ne-am gândit că este bine. Noi avem parte de pediatrie care funcționează la etajul 2, pe un tronson acolo, unde nu prea se încadrează, ca și spații, cam îngrămădit, cam restrâns. Și atunci am venit cu propunerea, sau venim cu propunerea, să construim și să dotăm un spital materno-infantil. Deci, practic, construim o nouă clădire, o nouă maternitate, cu copiii de la 0 până la 18 ani. Clădire care va avea subsol, parter, plus 4 etaje, plus heliport deasupra. Clădire care va deservi numai partea de pediatrie, de maternitate și ce este pentru copii. Ca și spațiu, ca și locație de construire a acestei clădiri, este exact vis-a-vis de spitalul actual, de unde avem primiri urgențe acum și este rampa de se urcă și aduce bolnavii, coboară de pe rampă în partea asta la altă, vis-a-vis, și lasă copiii. Dacă vine pentru copil, urcă, coboară în partea asta, lasă copil. Dacă vine adult, îl lasă aici. Deci, este vorba de o clădire care estimăm că va costa aproximativ, nu știu, 17 milioane de euro. Încă nu avem niște date concrete, dar pe undeva pe aici se vor duce investițiile la această clădire. 17 milioane de euro. Și dorim ca să aprobăm și acest proiect, ca să demarăm toate documentațiile privind accesarea acestor fonduri. Că după aia nu ne mai prinde. Gata, vedeți că programul 2023-2029. Păi dacă ne gândim, nu știu când, e deja prea târziu.
Și al treilea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielor legate de proiectul reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu, Comănești, Cosmis 124361. Valoarea totală a proiectului școlii Ciprian Porumbescu, ca să vă spun și aici despre ce e vorba, că vorbim de bani și de bugete, este de 17.214.978 de lei. 173 de miliarde lei vechi. Din care e eligibil 13.570.366 de lei, 135 de miliarde, iar de la bugetul local 3.644.612, 36 de miliarde cofinanțare din partea noastră a bugetului local. Și cu 221 cu 36, cât se face? 250, 260 de miliarde. Din care ne decontează cei 21% pe ordonanța 64 sau cât ne decontează, dacă ne decontează, că nu prea s-au dat banii ăștia. Suntem în așteptare, toată lumea e înnebunită, dacă nu primim banii ăștia, nu putem să ne mai dezvoltăm mai departe, dar sperăm să putem merge mai departe, pentru că, după cum știți, mai avem foarte multe proiecte în execuție. Foarte multe. Nu multe, foarte multe. Săptămâna aceasta am primit OK-ul și Unda Verde, trebuie să am semnat contractul pentru acel proiect care se numește Centru de Seniori, Centru de zi pentru îngrijire seniori și așa mai departe. Un proiect foarte frumos pe care vrem să-l construim în aceeași incintă unde este căminul actual al lui, da, să zicem, fostul Lucaș, lângă biserica din curtea spitalului. În zona aia avem o zonă cu panouri solare, panouri fotovoltaice și între clădirea, căminul vechi și panourile fotovoltaice și biserică, acolo vrem să construim acest centru. Unde are ca scop îngrijirea. Supravegherea și îngrijirea a 50 de persoane, centru de zi, din dimineața de la 7 până după amiază la ora 5-6, la ora 17-18, și au același program ca să facem o comparație cu grădinițele care sunt cu program prelungit, când duce copilul dimineața și le ia seara. Li se asigură o masă caldă, li se asigură tot felul de necesități medicale, consultări, au cabinete de kinetoterapie, de săli de, mă rog, de socializare. Eu pot să joace șah sau mai știu ce pot să fac acolo, reni. Deci este un mod de a le acorda un program de petrecere, să zicem, a timpului celor care sunt seniori și părinții, copiilor, de fapt, care sunt la rândul lor părinții copiilor, alți au și ei copii, își duc copiii dimineața la grădiniță, iar părinții îi duc dincolo la centru. Ceea ce este ideal. Noi ne confruntăm cu foarte multe cazuri. De asta, din această cauză, privim lucrurile foarte serios în sensul ăsta. Că sunt care mă întreabă, domn primar, nu puteți să-mi trimiteți pe cineva să ai grijă de mama sau de tata? Și zic, domnule, dar n-aveți. Păi cum n-aveți la asistență socială? Domnule, dacă eu spuneți, noi avem la asistență socială 5 persoane, dacă i-aș trimite pe la casele oamenilor să ai grijă de tata și de mama fiecare, și voi, nu există lucrul ăsta, este imposibil. Da. Atât, nu vă mai spun despre proiecte, că ziceți că mă laud după aceea. Nu aș vrea să par cum mă laud, că eu chiar sunt proiectul, este derulat. Și am văzut că s-a făcut mare tam-tam că montăm pavele pe zona centrală orașului.
dorința noastră este să le, să le putem monta. Avem acum negocieri, ca să spunem, și cu firma producătoare de papiere, și cu constructor, și cu tot. Sperăm că ne apucăm cât de curând, poate chiar în săptămâna asta, săptămâna viitoare, să facem toată zona centrală, că numai asta a rămas fără pavile. Restul e cam peste tot. Am ajuns cu pavile noi și prin cartiere, prin Lăloaia, prin Leorta, prin Lăta de Jos, pe unde am ajuns noi cu... Avem cea mai mare suprafață de pavile montate din toate orașele și din toate localitățile din zona noastră, a bazinului Văii Trotușului. Bazinul superior. Nu știu cât o fi abandonește, dar noi avem 64.000 de metri pătrați de pavele montate până acum. Și dacă vreți să facem o comparație cu Moineștiul, care ei sunt cei mai tari, au 20.000. Deci au o treime, nici o treime nu au decât avem noi montate. Dărmănești și Smascuri. Dărmănești au pavele câte avem noi la centru de agrement. Au în fața primării. Da. Da? Da. Pentru că ei le-au montat acum, ceilalți sunt nimeni. Noi, noi ne-am obișnuit, ne-am plictisit de ele. Noi, acum facem moftă și bă, ați văzut, crește iarba printre pavele. Dacă îi spui că ai modernizat, că ai făcut ceva, nu, nu s-a făcut nimic, suntem un ecumene. Dar zice, da, ați văzut, crește iarba printre pavele. Care pavele? Dacă suntem un ecumene, un ecumene erau pavele. Hai să vă spun ce e cu iarba aia, ca să știți și dumneavoastră. Iarba aia, ca să nu mai crească, se dă cu o soluție. Și se usucă iarba respectivă. Cei care dădeau cu soluția asta, umbleau cu, cu pulverizatorul ăla și nu lucrau îngrijit, așa ca să spunem. Și îmi scăpau pulverizatorul și mi-o scap. Ba buxusul, ba trandafir, ba și ba m-am luat de ei odată, de două ori, mi-am dat seama că vorbeam degeaba. Și am spus, bă, nu mai dați deloc, nu mai dați deloc, că îmi stricați spațiile verzi la care am muncit atât de mult. Are vreun oraș, în afară de noi, atâtea spații verzi câte avem noi? Dați-mi un exemplu. Un singur exemplu. Câte spații verzi avem noi și câte spații verzi au alte orașe. Dați-mi un exemplu. La Onești s-a uscat buxusul care l-aveau și pe ăla puțin cât era, tot, nu mai au niciun gram, nimic, nimic, nimic. Noi avem zeci de kilometri de buxus. Știi ce înseamnă să îngrijești buxusul ăsta? Că a apărut o mită de prin Africa, de nu știu de unde și face ravage. Ce să povestim? Domnul președinte. Bună ziua, vă spun și eu. Primul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Eficientizarea energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lasker, Județul Bacău, Orașul Coronești, strada Vasile Alexandrin numărul 1 și a clădirilor aferente actualizate. Proiectul a fost prezentat la comisii, a fost prezentat și la primar. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Votiv, se abține la. Mulțumim. Punctul numărul 2. Proiectul de hotărâre. Întotdeauna, când spuneți că nu s-a asfaltat strada Corovanu, dar am asfaltat atunci pe aceea, mă, să-i spuneți așa, băi, dar s-au dat 221 de miliarde la spital. Cum vreți să spui? Cu 221 de miliarde asfaltam Lăloaia și Parul Vermeștiu și Lucăcești. Cu 221 de miliarde. La ce ulicioare sunt pe acolo? Că nu știu, ulițe înguste. Că acum, înainte spunea, vai, nu se asfaltează străzile, vai, nu mai putem. Iar acum zice, o asfalta niște ulițe. Da, uite așa se discută. În acești termeni discută specialiștii. Din opoziție, bineînțeles. Când nu se asfaltează strada, tot de mai înăbat Corobanu, nu se numai Corobanu, e strada unde se dă mace la deal pe Izlaz. Bă, noi nu mai puteam merge pe mace de la Izlaz la Pășurii fără asfalt, auzi? Și dacă îl măsori, de la Corobanu până la asfalt, are 50 de metri. Dar trebuie asfalt. Da, am făcut-o și pe aia. Că așa a fost situația. Am apucat, am licitat și am adjudecat constructorul. Că nu mai asfalt. Anulam execuția lucrărilor acum
până nu băgam gaze. Pentru că urmează, suntem în licitație pe proiectul de gaze. Și după ce începe proiectul de gaze, străzile care le-am asfaltat deja, vor trebui să facem execuția acestor lucrări mult mai nevoioasă. Cu subtraversări pe dedesubt, să te duci într-un loc, să facem racord la două, trei case, iar mai ducem, iar subtraversăm în partea la altă, iar facem racord. Deci se lucrează mult mai greu și mai costisitor. De aceea, o parte din străzi care aveam de asfaltat acum, Păcii Gheorghe Lazar, Libertății, Câmpului, toate străzile alea, sub Văloaia, toate acestea le-am amânat. Deoarece trebuie, pentru că n-am apucat să le licităm. Dacă erau licitate și semnate contracte, nu mai puteam să le amânăm. Nefiind semnate contracte, am putut să le amânăm că, pentru că vor începe lucrările de extinderea rețelelor de gaz. Proiect aprobat, finanțat, în valoare de 300 și ceva de miliarde lei vechi. Ia ziceți cum mă laud acum. Da, proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind accesarea programului de sănătate 2023-2029. La fel, proiectul a fost prezentat la comisie. Dacă mai sunt discuții? Eu nu cred că vreun comăneștean cu capul pe umeri și cu dorința de viață ar fi împotriva construirii unei clădiri. Practic se construiește un nou spital cu subsol, parter, plus 4 etaje, plus heliport. Heliportul deservește nu numai această clădire. Heliportul este făcut pentru întregul spital, pentru întreaga instituție a orașului, ca să nu mai avem nevoie să mergem la stadion când vine cazul, pentru că se întâmplă foarte des să apară probleme de maximă urgență și locația în care vine elicopterul acum este la stadionul Comăneci. Să nu mai fie nevoie să mergem la stadion, ci să poată să aterizeze chiar aici la spital. Da, spunem la vot atunci proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul reabilitare, modernizare, dezvoltare și echiparea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Vorobescu Comănești, cod SMIS 124.361. Proiectul a fost prezentat la comisie. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O să ne întâlnim la sfârșitul lunii pentru ședința ordinară și mulțumim foarte mult că ați